Bună ziua la toată lumea. Vreau să spun la toți prietenii mei că am revenit și eu, fane de aceea de la mine din bucătăriuță. Fraților, vă salut cu tot respectul. Am dormit un pic și n-am avut liniște să dorm, pentru că s-a apucat doamna Marița și cu doamna Lămâia să facă curățenie la Rex. Dar cu intenție, ca să nu dorm eu, știi, am făcut-o. Eu știu ce urmăresc ele, știi? Mai am un pic să spune mie să plec de acasă, ca să stau liniștit. A venit la mine prietenul meu, vedeți? Se caut și lui eu. A venit la mine să-i caut și lui eu, gagicuță. Vrea să se logodească și el, nu? Spune vorea pe canalul meu de YouTube. Da, dar îl teamă. Vrea să caută și el o fetiță, să fie logodit cu ea, dar nu găsește după perechea lui potrivită, nu? Nu găsește. A avut pe una de la mine, de acolo, de unde am eu centru de fervet la Malovăț, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea, că a plecat, unde a plecat? În Franța. Cred că da. În Franța. Dar m-a auzit că s-a mutat aceea în străia. Da. Aceea. Da. Și cum o teamă? Ca să o dăm, să o căutăm pe canalul de YouTube. Lămâie! Du-te, caută și mie pantalon scurt, tricouri, pantalon de intim, știi ce înseamnă aia, bikini, papuci de casă, ca să-mi fac și mie bagajul, poate primesc telefon de la Leo să plec de seară cu trenul de două. Ești îmbrăcat, ești bikini. Așa am ajuns, fraților, și-am pe mine. Da. Lanțul ăsta de la gât și cu tricou. Da. Păi așa am ajuns. Așa că vreau să arăt la toți prietenii mei, nu că mă laud, nu că mă dau mare, dar vreau să spun eu așa de la sine, fanii de la Straia. Fraților, acum uitați ce am de făcut. Vreau să arăt la toți prietenii mei pe canalul meu de YouTube. Eu, fanii, când mi-am permis eu odată în viață, îmi permiteam. Mi-am cumpărat un ceas, îl vedeți toți, prietenii mei, pe canalul meu de YouTube, da? Este un ceas simplu, care știți, îl vedeți, Breitling, da? N-are o valoare mare, doar de o valoare de vreo 20.000 de euro, acest ceas, pe care îl poartă fane la mână, l-am luat de ani de zile. Dar nu prea îmi place mie să mai mă dai o mare, pentru că nu mai stă în caracter. Am fost și eu un băiat de... un băiat de cartier, știi? Băiat de cartier care stă pe la boschet, mai la o bancă, mai la o semință, mai la un parc. Dar acum, de la un timp de vreme, am ajuns de mandat după lume, după vreme, și să mai vă arăt, fraților, că mai am la gât un lanț, de aur, nu de un lanț, pe care știe tot Severinul. Inclusiv domnul procuror Șopalcă știe lanțul ăsta, când am fost arestat. E un lanț de pratină albă. Pratină albă, vedeți? Lanțul ăsta valorează mulți bani. M-a obligat domnul procuror să-l dau și pe ăsta. La unul care avea o datorie la el acolo, o cârpătă. Și zicea, dă-i în fane, dă-i și lanțul de la gât, dă-i și lanțul ca să te vezi scăpat. Mulțumesc, nu mănânc. Și am zis că nu-l dau. Mai bine prefer ce o fi, o fi și nu-l dau. Așa că vreau să-i aduc aminte acum pentru domnul Constantin Șopalcă, fostul procuror de Nicot, că fane e bine. Fane e foarte bine, e la casuța lui, la măsuța lui, cu doamna Marița lui, mai are un câine care îl cheamă Rex și unul Pufi. Dar domnul procuror a ajuns de umbră de pe stradă de nebun. A ajuns a nimănui, umbră pe stradă de nebun și vorbește singur. Și oricum, fane, îi mulțumește lui Dumnezeu că a trecut pe unde a trecut și e bine, ok, uitați ce mănâncă doamna Marița, o vedeți aici. Ce mănâncă doamna Marița, lămâia și cu Darius. Așa că vreau să spun la toți prietenii mei, fanii de la Straia vă salută cu tot respectul.
fraților, să nu credeți că Fane e al nimănui. Dar Fane e un băiat de nota 10, așa consider eu. Cu Fane vă legați la rană, și bine și rău. Nu mă laud, așa e. Eu mă dau după vreme. Eu mă dau după vreme. Mă dau și după om rău și după om bun. Eu sunt un băiat din nota 10. Cu mine poți să vorbești tot ce vrei. Și bine și rău. Da, uitați, a venit la mine copilașul ăsta acum, Darius îl teamă. Să caută și el prietena lui care a avut-o acum 2 ani în Franța. Da, și nu o găsim, nu știm, nu putem să dăm de ea. Dar cum o teamă? Ca să dau pe canalul meu de YouTube, dacă află cineva de ea, cum o teamă? Numele ei de familie. Ai uitat? Tu știi lămâie cum o teamă pe iubita lui? Nu. Nu știi. Hai, Dastelică. Uitați ce mi-a pregătit mie doamna Marita, după ce m-a trezit din somn, două ouă, fii atent, numai două ouă. Nu le mănânc, vreau să le mănâncă ea. Eu astăzi fac grevă. Astăzi Fane intră în grevă. Și vreau să vă spun frumos la toți prietenii mei, că eu dacă mă duc după Leo la București, mă duc după el că e prietenul meu al mai bun. Și Leo m-a ajutat pe mine foarte mult când era Leo în putere. Și vreau să mă duc pentru respectul lui la București, măcar că las lanțul de la gât amanet și tot iau 3-4-5 mii de euro acum și mă duc după Leo. Dacă el mă sună și spune, vino Fane după mine, eu acum fac pe dreapta un 4 și plec la București. Nu întreb nici copii, nu întreb nici nevasta, nu întreb nici mama, poate că îmi pare rău de Rex. Dacă plec la București o săptămână, două și mă dispar de Rex. Uitați cine e dușmanul meu, uitați. Mănâncă și rede, vedeți? Ea este cel mai mare dușman al meu. Ducem la remat. Dacă eu plec de acasă, dacă tu duci câinele undeva, la mine să pleci și tu. Dacă plec eu de acasă și duci câinele meu, fără să știu eu pe undeva, să pleci și tu din casa mea. Cum să nu? Da. Pentru că știi ce fac? În secunda 2, păi, bag divorț de tine. Dai că-l duci la remat. O pe cine? Pe Rex. Eu pe Rex? Da. Nu-l dau pe Rex nici cu noi muri eu. Să știi de la mine. E câinele meu, l-am crescut de mic. Lasă la cei în curte, să aibă grijă de noi. Un câine la bătătură contează mult. Pai doi. Nu contează, ăla e câine de casă. Ăla e câine de casă, al mic. Pufi. Dar ăsta e câinele de curte. Rex. Așa că vreau să mai revin la vorba mea de demult. Prin ce am trecut eu Fane de la Straia, uitați, ăsta sunt eu Fane. Fraților, nu mă dau mare. Mă știe toată lumea. Fane de la Straia. Am naș la Slobozia, domnul Zărnescu Ion, care a avut pe timpuri, acum câțiva ani, alicopterul lui, proprietate personală. E nașul meu, mi-a botezat fata, nepoata, cum ar veni. Dar de acolo am eu toate numerele la mașinile mele ZZZ, de la nașul meu, de la Slobozia. Acum, ce să vă spun, am avut naș pe domnul Adi Duicu, de la Orșoa, președinte, unde a fost președinte Consiliul Județean Mehedinți. Și acum, domnul Adi e tot pe picior mare, îi transmite multă sănătate din partea noastră, din familia lui Fane de la Straia, e tot nașul nostru, poate să vină la noi când vrea el, oricând are ușile deschise. Dar e o problemă. Eu nu m-am certat cu doamna Marița niciodată, de când avem noi ani de zile căsătorie. Dar pentru Rex, acum revin, pentru Rex al meu, o să ne certăm rău de tot. Vreau să ai grijă de cățelul ăsta ca cum ai grijă de mine. Să crezi tu. Cum adică să cred eu? Ia cu tine, pune-l în diplomat și du-te, nu mai stau. În diplomat? Pare loc. În paporniță. Pare loc în diplomat. În paporniță. În paporniță. Ia uite, băi, frate, să-l pun cățelul în paporniță. E frumos așa? Ce zici tu? Ca neamărin. Ca neamărin.
Fraților, vreau să spun la toți prietenii mei care mă urmăriți pe canalul meu de YouTube. Am făcut un gest frumos acum 2-3 zile. Am făcut-o pe doamna Marița Păpărugă Rudă. Am făcut-o pe Lămâia Păpărugă Rudă. M-a sunat tata lei din Franța. Că de ce am pus-o pe fata lui să joacă păpărună. A doua zi m-am făcut eu direct Păpărugă Rudă. V-am arătat că Dumnezeu este aproape de noi și Dumnezeu face ce spunem noi. Ai văzut ce ploaie a dat frumos, cum ploia, cum ziceam, așa ploia. Dacă vreți, acum, uitați, sunt aici la discuție, după ce mănâncă lămâia doamna Marița, Darius, îl dezbrăcăm și pe Darius la pantalon scurt și mai facem o dată Păpăruga Rudă, să mai ploaie o dată. Nu mai vreți? V-a săptura de ploaie? Da. Nu mai vreți? V-a săptura de ploaie? Păi de ce? Bine, să vii jurie, luați-o pe asta. Când? Atunci, când ai te rugă. Dar Suliman a văzut și el pe canalul nostru de YouTube ce facem noi la Straia Minuni. Ce de tot. Ce să vezi? Sulimane, de ce nu urmărești canalul nostru de YouTube? Unde ai telefonul? La încărcător, la tine. Nu, 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 da? Nu mai vorbi pe țigănești când sunt pe canalul de YouTube. Oh, să ai poftă! Să ai poftă, doamna Marița, să ai poftă, să ai poftă. Mănâncă, că mănâncă, mănâncă, că e cadim, mănâncă și șunchiță, mănâncă și jumeri, mănâncă tot ce e acolo în fața ta, că e mâncare, mănâncă. Eu nu mai mănânc. Eu acum vreau să slăbesc. Eu acum, Fane, vreau să slăbesc. Dacă mai ales dacă plec la București, hai, hai. O să plec la București după Leo, fraților. Să vedem ce face și Leuțul la București acolo, că și el singur. Nu mă duc pentru bani. Mă duc pentru să stau cu el pe acolo o săptămână, așa să mai mă distrez, să mai mă liniștesc și eu. Să mai mă relaxez cu el pe acolo, să-l prind cu mașina. Cred că le iau și mă duc până la Constanța, la nașul meu, la Slobozia. Că știi pe unde sunt prieteni. Nu te lasă niciodată, un prieten nu te lasă drumul mare. Da. Cum facem să o căutăm pe fetița aia lui Darius? Cum o cheamă? S-au zis și aminte? Cum? Au, altul, șt. Gata, rața, baltă, măgăni. Da. Așa că, fraților, fanii de la Straia, vă transmite multă sănătate și revin cu un alt grup. Data de mâine. Astăzi o să punem acest grup pe care m-a trezit doamna Marița din somn, dar m-au liniște să mă odin și eu. Auzi că Aristica a plecat fără mine. Ia pe tine. Păi dar deja a plecat Aristica fără mine, nu mai m-a sunat, l-am încercat să-l sun pe Aristica de două ore, aia telefonul închis. Unde a făcut la Mazăre, nu știu, acolo nu știu în ce stațiune, departe. Cred că a plecat cu familia lui. La nu la Constanța, mai departe. Mai departe a plecat cu familia lui. Tu la bă, mare undeva? Aristica e om greu, să nu credeți voi că e așa cum crede alții la Aristica. Și a făcut Aristica, nu prea a făcut alții. Aristica a făcut 3-4 căși la copiii lor, la fiecare copil are familia lui, casa lui, mașini de lux. Aristica e băiat deștept. Alții crede că Aristica e așa cum crede ei, dar nu e așa. Că se dă el tot ca mine, știi? Se dă așa după lume, și bine și rău. Vă salut, fane de la Straia. Doamne ajută la toată lumea. Să ai poftă, doamna Marița. Poli. Păi, dar n-ai terminat masa, nu? Dați-i și lui mama dacă vreți ceva de mâncare. Nu vrem. Nu vreți? Păi de ce rămâi nu dea la mama de mâncare? I-ai dat? Ia, uitați că am avut grijă de baba, uiteți? I-a dat, uiteți? Dar ce faci cu boata aia în mână? Pe cine bați? Perechi! Perechi! Nu mai pot să mai merg pe picioare. O, să te ducem la spital, te duc la Herculanii. Da. La băile Herculanii. Ar merge. Hai! Mergi la băi! Mergem. Doamna Marița, tu vrei să mergi la băi? Nu, păi de ce?
Uitați cum are grijă lămâia de soacră sa. De ce ai grijă lămâie de ea? Că ea te ceartă tot timpul, te pune să mărți în curtea. Da, da. Pe mine. Mă iubește de mă omoară. Te iubește ca apa gâscă. Da. Mă iubește. Te iubește? Cum? Cu pumnii. Cu pumnii? Au, lucru bun cu pumnii. Ce v-am e frământă, săracă, a muncit. Nu am mâncat nimic. Păi de ce n-am mâncat nimic? N-a avut timp. Ia zi, bă, Darius, cum o teamă pe găcica aia ta? Zii cu rea o vorbă ca să o căutăm. Poate o găsește Suliman. Cu R. Cu R. Rita. Nu. Rita. Cum o teamă? Nu. Rarița. Nu. Răducan. Roxana. Roxana. Băi, Roxana. Domnișoara Roxana, dacă vezi canalul de YouTube Fane de la Straia, să vii că te caută iubitul tău, Darius. Frământă, doamna Marița, să ai poftă, doamna Marița. Îmi da lua obicei. Mănânc și eu. Închide și mănâncă și culcă-te odată. Să dormi ziua. Păi dormi până acum. Dacă îmi dormi eu, de ce făceai grăjine în spate? Și când mă duc eu să mă dorm în pat, să mă culcă, tu să vii după mine. Păi tu dormi ziua. Da, să spui, hai dă-mă apă, trage-mă pe picioare. Ziua doarme bărbatul, pentru că bărbatul e cocoșul. E pe dracu să leacă. Vezi că cam vorbești cu vocabularul ăsta. Așa merit. Așa merit eu. Că nu are lumea odină de tine. Plec la București și nu mai vin două săptămâni. Când te duci și nu mai te duci? La noapte. Lămâie, iei valiza mea mare și nu-mi curăț, hai. Să-mi puneți acolo și mie pantaloni scurs, maieuri, tricouri. Pune-a de aia, bușcată, burtă. Da! De aia să-mi puneți, la modă. De ce râdeți de mine, băi? Așa nimeni era atunci când plecai la București. Nu mai de-aia, că chiar vreau să-mi puneți ele, da? Băi, ia-ți la modul. Dar unde-i Rex? El nu vine la masă. Aici, la porta afară. E dat drumul. Minte-i. Rex! Mă, nu mai chema când ele în goa. Să dai și noi o bucă de carne. N-are omul odină.